vrea să zic câteva cuvinte din 1 Samuel 9. Noi săptămâna viitoare voi fi plecați și voi prinde secțiunea cealaltă care este foarte interesantă, cu transformarea pe care Saul o are, descrisă în capitolul 10. Dar aș vrea să ne uităm puțin la partea a doua a capitolului 9, care urmează, dacă vă aduceți aminte, acele lucrări extraordinare a providenței lui Dumnezeu în viața lui Saul. Providența lui Dumnezeu este un termen poate mai pretențios, dar providență înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu în lucrurile obișnuite ale vieții. Asta înseamnă providența lui Dumnezeu. Și am văzut cum Saul își pierde măgărițele ca să găsească împărăția. Călătoria lor, de fapt, îl apropie tot mai mult de locul în care era Samuel. Ce părea pentru el o pierdere enormă, a ajuns să fie un mare câștig pentru el. Dacă ar fi știut el să prețuiască ceea ce Dumnezeu i-a dat, ar fi fost un lucru foarte grozav, dar nu sărim peste capitolele pe care trebuie să le parcurgem la rând. A doua parte a capitolului 9 descrie un alt mod al lui Dumnezeu de lucru cu noi. Deci unul este direct, Dumnezeu prin providența lui. Folosește oameni, folosește lucruri, circumstanțe și așa mai departe. Lucruri pe care noi nu le înțelegem decât după ce s-au desfășurat. Da? Mă refer la pierderea măgărițelor, la faptul că zi după zi au tot călătorit și n-au găsit. La faptul că sluga știe despre Samuel. La faptul că Saul când spune, dar n-avem niciun dar, sluga avea un dar. La faptul că s-au apropiat de cetate și exact atunci erau niște fete care îi spun că exact atunci se ducea Samuel să aducă jertfă și exact atunci când s-a dus acolo s-a întâlnit cu Samuel și exact Samuel a ieșit înainte. Asta a fost providența lui Dumnezeu. Saul n-a făcut nimic pentru asta, nu? A lucrat pur și simplu providența lui Dumnezeu. Roticelele acolo undeva în spate se învârteau. Foarte multe exemple pe care le pot da pentru a vedea providența lui Dumnezeu. A văzut un goblen, da? O cusut acolo frumos, pe spatele goblenului nu-i nimic, nu înțelegi nimic, ce e acolo, sfire trase peste, nodate, nu-i frumos. Nimeni nu pune goblenul invers. Dar goblenul invers și ce arată? Munca unei femei, nu? Unei femei care a cusut pe acolo și a făcut toate lucrurile. Când îl întorci cu fața, vezi totul extraordinar și frumos. Cam așa ne arată Scriptura. Providența lui Dumnezeu, uneori, noi o vedem tot încurcat și sucit. Am pierdut măgărițele și așa mai departe, pierd zile întregi. Dar există un moment în care când lucrarea providenței se încheie și te uiți înapoi, zici, aha, acum înțeleg ce a vrut Dumnezeu să facă cu viața mea. Dar există un al doilea mod de lucru al lui Dumnezeu și vom vedea în seara aceasta și al treilea este descris în capitolul 10 și anume părtășia cu oamenii lui Dumnezeu. Desigur, în cazul acesta avem ceva excepțional că Samuel este un proroc. Da? Și sunt anumite lucruri care se întâmplă în pasajul ăsta care nu se pot întâmpla astăzi. Deci nu se pot întâmpla astăzi. Motivul fiind că nu avem proroci, da? Ca Samuel cu care să ne întâlnim și să ne descopere lucruri pe care numai Dumnezeu le știe. Da? Avem șamani, vrăjitori, falși proroci, avem din astea cu grămadă. Oameni care visează, trăznăi și lucruri și le spun la învoț sau pe internet sau le spun în privat, de din astea avem. Dar proroci ca Samuel sau ca Ilie sau ca oameni aleși special de Dumnezeu și care au ajuns să scrie cuvântul lui Dumnezeu, sau cuvintele lor să fie scrise de către alți oameni în cuvântul lui Dumnezeu, oameni de aceștia nu mai avem, că dacă am fi avut, am mai fi scris în Biblie lucruri. Înțelegeți? Foarte important să pricepem lucrurile acestea. Dar există principii pe care le găsim în pasajele acestea, care ni se potrivesc și nouă. Deci când citești un text din Biblie, cum e istoria lui Saul, zici, ce treabă am eu cu istoria lui Saul? Ce mă interesează pe mine? Că Saul a fost ales împărat, că sos cu măgărițele. Dom'le, de ce ai studia în 2024? Era să spun 2021. Suntem 2024. De ce ai studiat despre băgărițele unuia și că s-a întâlnit el cu nu știu cine, că s-a dus cu sluga? Că... ce treaba mea? Ideea care este? Scriptura prin istorisirile pe care le-au trăit alții ne prezintă niște principii care sunt valabile pentru noi, că este același Dumnezeu ieri, azi și în veci, care lucrează cu copiii lui, cu poporul lui. Asta este ideea. Nu ne interesează pe noi din măgărițele lui Saul și alte lucruri, ci să vedem cum lucrează Dumnezeu și cum lucrează El și față de noi. Dar Biblia ia niște exemple, niște narațiuni și prin ele ne arată cum funcționează lucrurile.
Acum, al doilea mod așadar în care lucrează Dumnezeu nu este doar providența lui, ci și părtășia cu oamenii lui Dumnezeu. Părtășia cu oamenii lui Dumnezeu. Deci ce se întâmplă aici este că Dumnezeu, prin providența lui, roțile care se învârt în spate, da? Am vrut să dau un alt exemplu. Asta o mașină, ce frumos arată. Dacă ridici capota, sincer acum, dacă nu ești un foarte mare pasionat de motoare, care să zic, mamă, ce extraordinar arată piesele alea pe acolo, când ridici capota, nu ți se pare că există acolo nimic? Ce? Frumos, știi că te bucuri când ai intrat înăuntru și totul ești un design extraordinar. Dar te întreb, designul ăla dinăuntru face mașina să funcționeze? Nu, ce? Ce-i sub capota ascuns acolo, nu? Nu pedala face mașina. Puterea este în altceva, în elementele motorului respectiv. Da? În același fel este din punct de vedere spiritual. Există ceva ascuns unde lucrează Dumnezeu și este ceva care se vede la vedere. Ceva care se vede la vedere. Dar aici părtășia cu oamenii lui Dumnezeu, vreau să observați câteva principii importante aici din părtășia pe care și copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă unul cu celălalt. Și prin care Dumnezeu lucrează. Uitați, versetul 17. Când a zărit Samuel pe Saul, se întâlnesc doi oameni. Samuel cu Saul. Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va dormi peste poporul meu. Ce vedem aici este călăuzirea lui Dumnezeu. Călăuzirea lui Dumnezeu în întâlnirea a doi oameni. În întâlnirea a doi oameni. Cu alte cuvinte, principiul pe care putem să-l observăm aici și să-l aplicăm în viața noastră este că în întâlnirile noastre unii cu alții ar trebui să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că întâlnirile noastre unul cu altul, în afara timpului cât suntem în adunare, nu sunt întâmplătoare? Mă aduc Dumnezeu să mă întâlnesc cu un frate sau cu o soră. Oare ce ar fi dacă eu m-aș ruga Domnului și a spune, Doamne, oare este ceva ce tu ai vrea să pui pe inima mea și să vorbesc cu fratele sau cu sora respectivă? V-am mai spus în locul acesta, am câțiva prieteni care oriunde aș fi și oriunde m-aș întâlni cu ei și dacă aș fi în buricul târgului, el ce, ai vreo frământare, ai vreo problemă, uite asta, prin asta trec acum, haide să ne rugăm. Și mă se roagă cu mine acolo și la marginea drumului și în mașină și la telefon și oriunde. Și eu cred că este un obicei bun de a vedea întâlnirile noastre creștinești. Nu doar așa să mai schimbăm o vorbă despre căldură, mașini, case și alte lucruri, ci de a fi preocupați în mod real de lucrurile prin care trece fratele sau sora. Că de atâtea ori ne purtăm povara singuri. Și nimeni nu știe de ea. Și într-un sens este că trebuie să ne purtăm povara singuri, dar într-un alt sens Dumnezeu ne-a pus într-un trup, într-un popor, într-o biserică, ca să ne mai ridicăm puțin măcar din greutatea poverii pe care o are unul și altul. Dacă nu credeți lucrul acesta, vreau să vă citesc în parte din Galateni, unde Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 6, versetul 45, spune așa, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Ascultați, căci fiecare își va purta sarcina lui. Adică nu te plângi că nu ți-o poartă alta, poartă-o, poartă-o tu, ea ta, e drumul tău, e viața ta, umblarea ta cu Dumnezeu. Dar am sărit peste un verset de mai sus. Uitați ce spune versetul 2. Purtați-vă sarcinile unii altora. Dar e același pasaj. Adică deodată când vorbește la comun, zice, purtați-vă sarcinile unul altora. Pe aceea când vorbește individual, spune, tu trebuie să-ți porți sarcina ta însuți. Cu alte cuvinte, eu vin să-ți ajut la sarcina ta, știi când? Când? Când tu ți-o porți singur. Și atunci când tu ești determinat și hotărât și ai înțeles înaintea lui Dumnezeu că trebuie să-ți trăiești viața ta cu Domnul, tu însuți și ți-ai luat responsabilitatea pentru ea, atunci cu mare drag eu vin și pun umărul la sarcina ta și nu e așa că te bucuri. Tu oricum erai determinat să ți-o porți singur. Vedeți, lucrurile acestea se îmbină în Scriptură împreună. Deci avem călăuzirea lui Dumnezeu pe care cred că și noi ar trebui să o avem. Trebuie să recunoaștem lucrurile astea, ne pocăim de aici, din față, la amvon și până în spate, la ultima persoană. Deseori în întâlnirile noastre vorbim o grămadă de bazaconi și de trăznei care n-au niciun fel de importanță nici măcar pentru lucrurile lumii astea. N-au ajutat pe nimeni cu absolut nimic. Vorbărie goală. Și repet, ar fi bine dacă ne-a rugat Doamne, eu nu sunt prorocul Samuel, dar poate vrei să pui ceva pe inima mea în discuția mea cu fratele sau cu sora, să fiu și eu ceva de folos fratele și sorei mele când mă întâlnesc cu ei. Al doilea lucru pe care vreau să-l observați este părtășia duhovnicească la care le invită Samuel pe Saul. Înainte să-i spună de împărăție, înainte să-i rezolve problema cu măgărițele, îl cheamă într-o părtășie duhovnicească, pentru că Scriptura spune mai înainte, în versetul 12, că poporul aducea jertfă pe înălțime.
Deci ce se întâmpla? La foarte multe întâlniri din astea ale evreilor, când poporul se ducea să jertfească lui Dumnezeu, după aceea făcea o masă de dragoste. Și mâncau împreună și se bucurau, înțelegeți? Deci era îmbinată închinarea cu agapa. Cum ulterior vedem până în vremea Domnului Iisus Hristos. La Paști, după aceea la cina Domnului și agapele care se luau în interiorul bisericilor creștine, multe dintre ele fiind biserici de casă. Așa că predicau, cântau, se rugau, luau masa Domnului și după aceea rămâneau și mâncau împreună, cum încercăm să facem și noi din când în când. Dar uitați ce zice aici Scriptura. Samuel a răspuns, Saul, versetul 18, Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis: arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului. Samuel a răspuns lui Saul: eu sunt văzătorul. Suite înaintea mea pe înălțime și vei mânca astăzi cu mine. Pe înălțime se aducea jertfa, da? Deci este jertfa? Suite la jertfă, la închinare, cu alte cuvinte, le invită la închinare. Suite la închinare cu mine, cu alte cuvinte, și vei mânca astăzi cu mine. După aceea era masa. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Foarte interesant lucru. Această chemare pe care o face Samuel lui Saul de a veni la închinare. Hai întâi la adunare. Înțelegi ce vreau să spun? Hai întâi cu mine la adunare. Hai întâi să ne închinăm. Hai întâi să lăudăm pe Dumnezeu. Hai întâi să ne rugăm. Hai întâi să-L chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Foarte important lucru. Foarte, foarte important lucru. Foarte important lucru. Îl invită la această părtășie duhovnicească. Ce îi spune că se va petrece, că se va întâmpla în contextul acesta? Deci zice: suiete pe înălțime, da, unde spune că poporul aducea jertfă pe înălțime, da? 13, fiindcă el trebuie să binecuvânteze jertfa, după aceea mănâncă cei poftiți. Observați, da? Asta spune în versetul 13. Asta era ordinea. Și spune lui așa: suiete înaintea mea pe înălțime, versetul 19, și vei mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în... Deci vedeți că este o părtășie aici. Adunați la închinare acolo și după aceea la masa aceea de dragoste, la bucuria lor, urma să-i spună, să-i descopere lucruri din inima lui Saul. Care este scopul întâlnirilor noastre aici? Două lucruri, ca și aici. Unu, să aducem jertfa buzelor noastre, laudă la adresa lui Dumnezeu, și apoi Dumnezeu ce să facă? Să ne descopere ce se află în inimile noastre. Știți că așa spune în întâlnirile bisericilor care trebuie să se petreacă? 1 Corinteni, capitolul 14. Vă rog să citiți acolo un singur verset, ne vom uita. Vorbește despre intrarea celor necredincioși în biserică, unde spune așa. Versetul 24. Dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios. Foarte interesant, dacă toți prorocesc. La ce prorocie se refere aici? Spune în versetul 3. Cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Asta era prorocia. Unii zic prorocie și imaginea așa. A, prorocie era, intra ăla deodată în trans, își dădea ochii peste cap, se bulbuca o leacă, începea să curgă ceva, poate nasul, ochii sau de pe gură, și după aceea începea să vorbească despre unul sau altul ce lucruri ascunse are el. Nu. Nu. Auziți, cine vorbește oamenilor, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și mângâiere. Ascultați, versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți unul după altul, pentru ca toți să capete ce? Ce spune? Învățătură. Deci ce se întâmpla prin prorocie? Se dădea învățătură. Din nou, mulți își imaginează că prorocie era doar lucruri din astea ciudate. Sigur că uneori Dumnezeu a descoperit lucruri viitoare, despre vremuri, despre soroace, despre planul lui Dumnezeu. Alteori a descoperit despre sufletul unui om. Dar în esență prorocia era transmiterea învățăturii. Au zis să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Pentru asta era prorocia. Deci toți puteți să proroceți. Frate, poți să-mi dai ceva din cuvântul lui Dumnezeu? Da sau nu? Da, aia este o prorocie. Aia este o prorocie, asta spune Scriptura. Pentru că e cuvântul profetic al lui Dumnezeu și dai de la tine către altul. Din partea lui Dumnezeu către celălalt. Și aduci îmbărbătare. Asta este prorocie. Prorocie este a vorbi din partea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Asta este prorocie. Aici vedem că se întâmplă, de fapt am omis să citesc versetul acesta cu descoperirea inimilor, când îi spune Samuel că îi va spune ce se petrece în inima lui. Spune așa, dacă toți prorocesc, 24, 1 Corinteni 14 cu 24, și intră vreun necredincios sau vreunul fără darul, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cum se descoperă tainele inimii? Prin ce? Prin bârfă? Bă, zic eu ce-o făcut cu tare. Cum se descoperă tainele inimii cumva? Prin cuvântul lui Dumnezeu.
Când Dumnezeu a revelat cuvântul lui, era revelat în așa fel că atunci când este rostit, el scanează inimile noastre și gândurile noastre și le dă pe față în adunare. De aceea Samuel, care era un proroc care aducea cuvântul lui Dumnezeu, îi spune în părtășia asta pe care noi o vom avea după ce vom aduce jertfă, după ce vom sta la masă, Dumnezeu va descoperi tainele inimii tale. Îți voi spune ce se petrece în inima ta. Uneori din noi nu știm ce se petrece în inimile noastre. Că zici, de ce mi-ar spune Dumnezeu ce se petrece în inima mea? Pentru că așa de înșelătoare sunt gândurile noastre și stările noastre, încât am nevoie ca altcineva din exterior să vină să-mi spună, hai să spun eu ce e cu inima ta. Nu știu eu, nu știu nimica. Trebuie să vină Dumnezeu să-ți spună. Deci primul lucru care se întâmplă aici este o călăuzire a lui Dumnezeu dată lui Samuel. Al doilea lucru este o părtășie duhovnicească a celor doi, care înseamnă închinare, da? Veselire împreună la masă, descoperirea inimii lui Saul. Al treilea lucru este și un ajutor dumnezeiesc pe care Dumnezeu îl dă pentru lucrurile vieții. Ce se întâmplă în versetul, uitați ce spune, ce se întâmplă în versetul 20. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. Ați venit vreodată la adunare și vă gândeați la fasole, la cartofi, la sarmale lăsate pe aragaz și alte lucruri? Păi avem probleme în vieții noastre, nu-i așa? Și nu-i poți când ai intrat în biserică, dar nu ești schizofrenic, nu ești bolnav. Trebuie să fii bolnav ca tu când ai intrat, te-ai comutat și ai uitat toată viața ta și ai intrat într-o lume din asta cerească și nu mai știi nimic de tine. Nu se întâmplă așa, nu? Ce se întâmplă? Vii cu grijile tale. Dar ce face Samuel? Ce face prorocul aici? Vă aduceți aminte în 1 Corinteni 14? Că prorocul zice, vorbește spre zidire, sfătuire și mângâiere. Ce face? Îl mângâie. Îl încurajează și îi spune, nu te neliniști de lucrurile vieții acestea care te-au preocupat zile întregi, că Dumnezeu le are în controlul lui. S-au găsit. Știa Saul unde s-au găsit? Nu știa. Vreau să te întreb ceva. Toate problemele tale le știe Dumnezeu? Sunteți siguri? Nu cred. Asta înseamnă că atunci când vin în adunare trebuie să mi se aducă, că noi uităm. Să ni se aducă aminte lucrurile astea. Lucrurile vieții acestea pe care noi le lăsăm temporar acolo sunt în mâna cui? În mâna lui Dumnezeu. În vremea lui Israel, Dumnezeu zice, veniți de 3 ori pe an la închinare. Și evreul să gândea, pe cum să mă duc? Că eu am acasă aurul meu, averile mele, animalele mele și așa mai departe. Și zice Dumnezeu, dacă vei respecta legile și poruncile mele și sărbătorile mele și vei veni să mi te închini mie, eu însumi voi fi protecția ta. E o lege a credinței. Zice, păi nu am, eu am în control lucrurile, eu trebuie să le păzesc. Nu. Și avem nevoie de această liniștire, cum spune Petru, să aruncăm asupra lui ce? Toate îngrijorările noastre. Petru nu halucinează, Petru nu ne invită pe noi toți la o halucinare în grup religioasă, spune, nu contează lucrurile lumii astea, nu trebuie să ne preocupăm de ele. Zice, nu, îngrijorările pe care le ai sunt reale pentru lucruri care ți se întâmplă pe pământ, ție, bune sau mai puțin bune. Da? Și ele trebuie aruncate, să te duci tu cu ele și să le dai Domnului. Este un efort pe care trebuie să-l faci. Și vedeți, Samuel se ocupă de sufletul lui Saul și spune că Dumnezeu este în controlul lucrurilor vieții acestea. Al patrulea lucru care se întâmplă, și asta trebuie să se întâmple și în închinarea noastră, este ridicarea sufletului lui Saul spre lucruri mai înalte. Spre lucruri mai înalte. Din nou, cu ce se preocupa Saul? Cu măgărițe. Ce avea Dumnezeu pentru el? Împărăția. Cum am spus și data trecută, măgărițele, pentru ei animalele, erau modul în care ei trăiau, ei din asta trăiau, era viața lor, da? El cu agricultura se făcea cu ea, dacă erai businessman în vremea de atunci, afaceriți cu animalele, cărai diverse lucruri. Deci nu era ceva banal și simplu acum, da? E ca și cum tu acum ai trăit din șofat și cineva îți ia permisul. Ce înseamnă pentru tine asta? Că nu mai ai bani, nu mai ai cum să-ți hrănești familia. Deci este ceva foarte important, da? Sau ca și cum cineva te-ar lega la mâini. Nu mai poți să lucrezi. Era foarte important pentru ei. Acum, ce vreau să observați este că Dumnezeu nu zice, măgărițele mai contează. Saul, păcătosule care ești tu, necredinciosule, tu trebuia să te gândești la lucruri mai înalt. Nu! Era normal că el se preocupa de măgărițele lui. Dar e și un punct în care trebuie să lași preocuparea cu măgărițele vieții astea și te preocupi cu lucruri mai înalte pe care le are Dumnezeu pentru tine. Nu e așa? Ce avea Dumnezeu pentru el? Cea mai înaltă funcție din Israel era pregătită pentru el. Așa suntem noi. Venim la adunare? Cu ce? Capul la măgărițele noastre. Da? Ele, măgărițele, nu sunt după noi, dar sunt capul nostru. Exact cum era un suflet și în capul lui Saul. Măcinat de griji. Eu vă spun asta, știți unde știu lucrurile astea? Nu vă știu sufletele dumneavoastră, mă știu pe mine. Și când mă uit la fețele dumneavoastră, tare, mi se pare că semănați tare mult cu mine. Suntem foarte diferiți în foarte multe privințe. De asta știu. Și zice așa.
pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru tata casa, toată casa tatălui tău? Ce lucru extraordinar! Dumnezeu ne liniștește cu privire la lucrurile vieții acestea. Nu zice că nu sunt importante, zice că sunt controlul lui și are el grijă de ele. Ne liniștește cu privire la lucrurile vieții acestea, la pământuri, la haine, la mâncare, la bani, la servicii, la case, la mașini, la copii, la boli, la nu știu ce mai avem noi. Și ne comută și spune, vreau să vă duc să vă gândiți la ceva mai măreț, mai glorios. Și zici, cum se aplică mie aici ce îi spune Samuel lui Saul? Auziți, este păstrat pentru tine tot ce este mai de preț în Israel. Este asta adevărat cu privire la noi? Fraților, avem noi ceva mai important decât domnia lui Saul? Cum nu? Cum nu? Biblia spune că noi vom domni împreună cu Hristos, cu Domnul Iisus Hristos. Biblia ne vorbește despre o lume viitoare pe care l-a pregătit-o pentru noi. Saul și împărăția lui a fost doar o imagine temporară, pământească, a domniei veșnice a Domnului nostru Iisus Hristos, cu toți răscumpărații lui. Dumnezeu, noi venim la Dumnezeu și începem să ne rugăm, că vrem să ne găsească Dumnezeu măgărițele. Doamne, am vrea să ne luăm mai multe măgărițe. Doamne, o măgăriță e șcapă, e bolnavă. Doamne, vreo două au fost mâncate de lup. Doamne, avem probleme cu bani, cu lucruri. Și Dumnezeu zice, băi, te înțeleg că ești pe pământ și așa mai departe. Trebuie să-ți ridici o leacă în mintea, o leacă mai sus de măgărițele tale. Eu am o domnie pregătită pentru tine. O lume viitoare, glorioasă, extraordinară. Mai lasă o leacă lucrurile lumii astea și ridică-te puțin cu mintea deasupra. Asta face un proroc, fraților. Un proroc nu-i zice, băi Saul, Dumnezeu s-a gândit să te facă cel mai mare patron de măgărițe din lumea asta. Saul să zică, da, și-a dat Dumnezeu, mai vin pe la tine. Bine că aveam sluga cu mine ca să-ți dea siclul ăsta, să mai dau unul. Nu mai ai o prorocie de felul ăsta pentru mine? A, bă da, o să-ți dea și măgari, o să-ți dea și cai, o să te facă... Nu. Saul avea nevoie să se mute puțin cu gândirea de la lucrurile acestea. Nu să le abandoneze, atenție, să fie liniștit cu privire la ele și să se ridice puțin deasupra. Ce este... Pentru noi este păstrat tot ce este mai de preț. A păstrat Dumnezeu pentru noi tot ce este mai de preț? Era domnia mai prețioasă decât măgărițile? Era. Avem noi lucruri mai prețioase decât lucrurile pământului acesteia? Avem. Biblia ne spune că avem. Astfel, nu știu ce căutăm noi pe aici. Asta e al patrulea lucru pe care îl vedem. Ridică sufletul spre lucrurile mai înalte, nemeritate. Și ascultați care e reacția lui Saul. Dacă ar fi rămas Saul toată viața lui așa smerit, ce bine ar fi fost, nu-i așa? Oare nu sunt eu beniamit? De ce spune el, oare nu sunt eu beniamit? Știți cum sunt cheii judecători, nu? Cu nimicirea unei întregi seminții de beniamiți care s-au unit într-o nelegiuire neîntâlnită nici la păgânii pe care a vărsat Dumnezeu din Canaan. Deci oare nu sunt eu din seminția asta ticăloasă, nelegiuită, care e rău famată în Israel? Ce bine ar fi să ne vedem așa. Când vine Dumnezeu la tine cu un dar și tu să spui, Doamne mie! Măi, auzi oameni care zic, dar de ce Dumnezeu nu mântuiește pe cu... Te ridici împotriva lui Dumnezeu? Ai curaj să ridici tonul la Dumnezeu? Ai curaj să tragi la socoteală pe Dumnezeu? Cine ești tu, măi? Eu, din punct de vedere spiritual, sunt ca un beniamit. Nu-i așa? Un nelegit, un ticălos, un nenorocit, un vierme de om. Cum spune Scriptura, sunt vierme, nu om. Și totuși, El a pregătit pentru mine ce este mai de preț. Și m-a ridicat din țărâna pământului și din nelegiuire și din păcat pe mine și pe casa tatălui meu și m-a pus într-un loc de cinste în Domnul Iisus Hristos. Nu meritam lucrul ăsta. Și tu ce zici? Așa e, frate, tu nu meritai. Dar nici tu nu meritai. Nici eu, nimeni nu meritea. Asta spune el. Nu sunt eu beniamit. Nu sunt eu din seminția care a făcut cea mai mare ticăloșie în Israel, de nu o să șteargă niciodată. Ba da, așa suntem noi. Am făcut nelegiuiri și ticăloșii grave înaintea ochilor lui Dumnezeu, dar el în același timp a pregătit pentru noi ceva de preț. Dar nu numai pentru noi. Auziți ce spune? Pentru tine și pentru toată casa tatălui tău. Această extindere a harului și a binecuvântării lui Dumnezeu către întregile noastre case este văzută peste tot în Vechiul Testament. Și întregirea prin pasajele Vechiului Testament le vedeți repetate mereu. Dumnezeu nu vrea să te binecuvânteze doar pe tine. Nu fii individualist. Dumnezeu vrea să extindă asupra celor care sunt în proximitate sau în apropierea ta. Da? Îi ridică sufletul spre lucruri înalte și el se vede nemerituos. Din una din cele mai mici seminții a lui Israel. De ce era cea mai mică? Că a fost decimată prin războiul la civil. Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin. El știe care e locul lui. Cum zicem noi, își vede vârful nasului. Noi nu ne vedem câteodată. Ne înălțăm. Ne înălțăm și Dumnezeu pentru oameni care sunt deja înălțați nu are să le dea nimic. Nu-i așa? Dumnezeu dă har celor smeriți. Dacă ești jos, lui face plăcere să te
ridice. Dacă te cațeri tu prea sus, ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu vrea să te nenorocești, știi ce-ți face? Te coboară el înapoi jos. Numai un om care are inima joasă poate să fie ridicat sus. Pentru că atunci când este ridicat sus și inima lui joasă, nu va fi un disprețuitor, un arogant, un om mândru și așa mai departe. Pentru ce dar îmi vorbește astfel, zice Saul? Următorul lucru pe care îl vedem aici sunt niște semne de prețuire pe care îi le dă Samuel lui Saul. Samuel a luat pe Saul și pe sluga lui, a vârât în odaia de mâncare, le-a dat locul din tâi între cei poftiți care erau aproape 30 de inși. Un loc din tâi. Ca să-i arate ce a pregătit Dumnezeu pentru el, da? Samuel a zis bugătarului, adu porția pe care ți-am dat-o când ți-am zis pune deoparte. Bucătorul a dat spata. Unii zic că este vorba de... este un simbol aici al puterii și al care viza împărăția pe care el urma să o ia, pentru că vedeți în Scriptură zice domnia va fi pe umerii lui. Asta arată puterea, stăpânirea, domnia, guvernarea. Și Samuel a zis, iată ce a fost păstrat, pune înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul. Astfel Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. Este vorba despre oferirea unor semne de prețuire, da? De prețuire. Acum, cred că este important și pentru noi să avem o astfel de conduită frumoasă între noi. De a ne oferi semne de prețuire unii celorlalți. Așa, în numele Domnului. În numele Domnului. Tare mult suntem noi grabnici de a ne smeri unii pe alții. Și de a vedea cât de important e să fie alții smeriți. Interesant că Samuel știe în momentul acesta că el ca judecător va intra în obscuritate. De ce? Pentru că se ridică o altă stea în Israel. Da? O altă persoană care e proeminent acum. Regele, primul rege al lui Israel. Știa Samuel lucrul ăsta? Și ce face Samuel? Începe să-l saboteze. Păi o să-mi ia ăsta locul. Îmi ia fața. Se bagă înaintea mea. Nu o să mai fie gloria, nu o să mai vine lumea la mine. O să meargă după el. El o să aducă mari victorii lui Israel. El o să fie aplaudat. El o să fie cântat. Nu-mi place, Doamne. Așa zice Samuel. Nu. Ce face Samuel? Pregătește ce are mai bun pentru el. Fraților și surorilor, câte adunări nu s-au nenorocit, fiindcă frații s-au sabotat între ei. Și în timp ce s-au sabotat între ei, lucrarea Domnului nu mai putea să meargă înainte. Adunarea nu este un loc de concurență. Nu este un loc de concurență. Și Samuel a înțeles așa de bine lucrul acesta. A știut să creeze spațiul acesta și locul acesta lui Saul. Pentru că așa hotărâ Dumnezeu. Și se bucura pentru binele lui Israel. Care urmează să fie făcut parțial prin faptul că Saul într-adevăr a luptat agresiv împotriva filistenilor. După o stăpânire aspră a filistenilor asupra lui Israel. Dumnezeu a făcut lucrul acesta prin Saul în ciuda tuturor defectelor grave de caracter și de umblare pe care le vom vedea la Saul. Următorul lucru pe care îl vedem aici, în versetul 25, este această comuniune a lui Samuel cu Saul. După ce au făcut închinarea, după ce au mâncat împreună, spune Scriptura, în 25, și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Ce o imagine frumoasă. Senzația mea e că suntem ăla cam prea grăbiți. Ne șușim prea repede unii pe alții. Avem prea mult treburile noastre. Nu mai avem timp să stăm la taclale. Așa, la o șezătoare din asta duhovnicească, fraților. Nu mai avem timp, vedeți, nici la țară nu prea mai avem timp. Te prinși, ne dă de lucru. Nu, zic cine că... Ne dă de lucru. Sau ne facem singuri de lucru, câteodată ne le facem cu mâinile noastre. Nu mai avem timp să vorbim. Suntem prinși. Și când suntem împreună, ați văzut oameni când sunt împreună? Tătea, scene, 4-5 tineri din ăștia stăteau pe o margine din asta la un bloc acolo, pe o prispă, stăteau toți și toți stăteau. Ce credeți că făceau? Ce făceau? Pe telefoane stăteau, măi. Dacă întreba mama sau tata, pe la unde ai fost? Am fost în oraș. Cu cine te-ai întâlnit? Cu prietenii mei. Și ce ați făcut? A zis că se duc la restaurant. Ce fac toți? S-au pus la masă, le-a dus chelnerul, după ce au comandat, ce fac? Toată lumea scoate cer. Nu mai vorbesc unii cu alții. Și a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Apoi s-a sculat dis de dimineață în revărsatul zorilor și Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis, scoală-te voi însoții. Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. Vedem această comuniune, da? Se cunosc, conversează, au comuniune împreună. Această părtășie care e așa de necesară între copiii lui Dumnezeu. Și de acolo se descoperă o grămadă de lucruri. Și există încurajare și îmbărbătare și sfătuire. Este timp să-ți verzi și inima. Niciun om în 2 minute nu vine să spună tot ce e necaz în viața lui. Corect? Trebuie să existe o legătură, să se creeze acolo o relație, să se creeze o comuniune. Și asta nu se întâmplă decât prin timp și prin comunicare. Altfel nu se întâmplă niciodată, în niciun fel.
Și asta este un lucru caracteristic copiilor lui Dumnezeu din vechime și va fi adevărat până la finalul lumii. Și lumea în care noi trăim acum este o lume care se înstrăinează tot mai mult. Și se creează o grămadă de spații, noi le numim virtuale, în care, uitați-vă și la tineri și adolescenții și copiii noștri, sunt atrași și băgați cu capul acolo și separați, ca să nu mai vorbească nimeni cu el. Și este însingurat și înstrăinat. Și este o tragedie lucrul acesta. Biserica ar trebui să fie cu totul altceva, familiile creștine ar trebui să fie cu totul altceva. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, care face parte din această comuniune, părtășie a omului lui Dumnezeu cu Saul și care este de lecție și pentru noi, când s-au coborât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slugii tale să treacă înaintea noastră și slugă a trecut înainte, oprește-te, acum a zis iarăși Samuel și ascultați. Și îți voi face cunoscut? Deci vedeți, tot ce se întâmplă aici are ce? Care e punctul final al întâlnirilor? Și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Exista o vreme și eu am crescut într-o astfel de casă încât oricine pășea pe pragul casei noastre și era copil al lui Dumnezeu, indiferent de ce se discuta acolo, de centrale, de mașini, de ogoare, de toate lucrurile pe care le avem noi ca preocupările vieții acestea, la final să termina, știți cu ce? Cu citirea unui cuvânt al lui Dumnezeu și cu rugăciune, o încredințare în mâinile lui Dumnezeu. Tare frumos și tare bine, normal, de dorit, natural în viața unor copii al lui Dumnezeu. Cine știe mai bine decât noi care trebuie să fie cursul vieții noastre? Chiar în lumea aceasta. Nu este acela Dumnezeu. Și cum ne vorbește Dumnezeu astăzi? Auziți ce spune prorocul Samuel? Și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar fi? Eu zic că să încercați. Când te întâlnești cu frate credincios, înainte să plece să spune așa, ai să-mi spui un cuvânt al lui Dumnezeu? Eu mai am câțiva prieteni în ăștia. Spune-mi ceva. Ceva ce ți-a spus Dumnezeu săptămâna asta. Vedeți cum mulți creștini s-ar... Nu știi nimic, el nu a citit Biblia de când hău și bârgău. Noroc că mai vine pe la adunare și mai aude ceva din Biblie. Înțelegeți? Ce să-i dea el altuia dacă n-are el nimic în desagă? Nu e așa? Poți să împărtășești o pâine cu cineva dacă nu o ai? Dacă tu nu ți-ai făcut rost de pâinea cuvântului zilnic, dacă tu n-ai gustat și ai văzut că e bună, poți să te duci să spui, băi, am o bucată de pită tare bună. Scriptura este ca o hrană duhovnicească pentru fiecare dintre noi, pentru sufletele noastre. Nu doar trupurile au nevoie de mâncare, ci și sufletele noastre. Faceți-vă rost de pâine, fraților și surorilor, și toți cei care suntem aici. Faceți-vă rost de pâine duhovnicească ca să ai din pâinea asta să dai soțului tău, să dai din pâinea asta soției tale, să dai din pâinea asta copiilor tăi, să dai din pâinea aceasta cu ceilalți cu care te întâlnești în conversațiile obișnuite ale zilei. Ale zilei. Care te întâlnești cu cineva. Un cuvânt al lui Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să iei poziția prorocului și să spui am un verset din Biblie pentru tine. Să-i dai un îndemn, să-i dai un sfat, să-i dai o îmbărbătare, să-i dai o încurajare. Din cuvântul lui Dumnezeu. Frate, eu n-am nimic ca să vă dau să vă încurajez, să vă îmbărbătez. Eu, prin mine însumi, sunt o persoană care mă descurajez eu pe mine însuși, mai descurajez și pe alții, vorbesc de rău, bârfesc, clevetesc, am toate răutățile de pe pământ în inima mea. N-am ce să-ți dau de la mine. Dar, când citesc cartea aceasta și privesc în ea și mă uit în ochii și în chipul lui Dumnezeu, mă luminez de bucurie. Mi se îmbărbătează inima și mi se însănătoșesc chiar și oasele și trupul meu. Și atunci am ceva să-i spun, măi, dacă m-am viorat pe mine, cred că s-ar putea să-mi vioreze și pe altcineva cuvântul ăsta. Și pot să-i dau celuilalt. Samuel știa pentru ce a făcut tot traseul ăsta cu Saul, pe la închinare, pe la mâncare, pe la convorbire, pe la toate lucrurile. Unde trebuia să ajungă? La un punct în care să stea el cu el și să-i spună ce? Un cuvânt al lui Dumnezeu. Ăsta este scopul întâlnirilor noastre aici. Dar acest lucru nu trebuie să oprească aici în adunare, ci trebuie să se extindă și în întâlnirile noastre obișnuite de fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.